Un tânăr a făcut o descoperire uimitoare după moartea tatălui său. El a găsit sub patul părintelui o cutie plină de secrete. După ce tatăl meu, Peter, a murit în 2011, am găsit o cutie cu hârtii și albume cu fotografii sub patul lui. Așa am descoperit că avea o soție secretă pe nume Irene și că era cu 10 ani mai în vârstă decât spunea. Chiar și data nașterii era diferită. Am găsit poze cu familia lui și am descoperit că avea 12 frați, despre care nu vorbise niciodată. Bărbatul, care a publicat și un documentar despre această experiență, a povestit cum erau părinții lui. Mama mă încuraja să mă exprim, să cânt, să dansez și să mă distrez. Tatăl meu era cu totul diferit. Odată mi-a spus: nu mă interesează dacă mă iubești, dar mă vei respecta. Toată viața lui era despre muncă și era obsedat de educația mea. Eram interesat să învăț muzică, dar el a vrut să fiu funcționar public și nu m-a auzit niciodată cântând. Nu vorbea niciodată despre trecutul lui sau despre locul de unde venea. După ce a găsit cutia secretelor, Joe a trăit un șoc, însă nu pe deplin. Când am găsit cutia cu hârtie, am fost șocat de minciunile spuse de tatăl meu, dar nu am fost total surprins. Mereu era secretos. Am încercat să nu mă enervez și să mă concentrez pe înmormântare, curățarea casei și pe cariera mea de cântăreț. Însă toată documentarea a început odată cu pandemia de coronavirus. Am luat legătura cu foștii colegi ai tatălui meu și un prieten vechi din anii 60 pe nume Ian, care mi l-a descris diferit pe tata. Ian a spus că era sociabil, mândru de Ghana și purtând mereu haine africane. Am fost dezamăgit că a ținut secret o parte din el. Folosind rețelele sociale și site-uri care să mă ajute cu găsirea strămoșilor, am reușit să localizez această familie. Am descoperit că tata era mezinul familiei, din păcate toți frații lui au murit. Am găsit un articol online despre orașul din care era tata și am contactat autorul, un profesor care a vrut să mă ajute. I-am dat tot ce aveam despre familia tatălui. Ulterior, Joe a reușit să găsească un membru al familiei, relatează știrile protv.ro.